1800 de tone de deșeuri au fost descoperite din martie până acum în mai multe containere din portul Constanța Sud Agigea. E vorba despre tocătură de electrice și electrocasnice. Multe dintre ele periculoase au ajuns la noi în țară cu 6 vapoare. Veneau din Germania, iar destinația finală era o firmă din Prahova. Peste 20 de tipuri de deșeuri. Este total ilegal. Uitați, acumulatori periculoși. Aceștia se reciclează doar în anumite condiții speciale. Stăm de vorbă despre acest caz cu procurorul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Teodor Niță. Este unul dintre procurorii experți în infracțiuni ce țin de mediu și cel care chiar zilele trecute a preluat ancheta unui nou astfel de caz. Bună ziua, domnule procuror! Bună ziua și dumneavoastră! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Dați-ne o dimensiune, că e vorba de un fenomen, în acest caz aproape că nu trece, haideți să zicem cel puțin o dată pe lună, o astfel de știre la televizor în care vedem deșeuri aduse în portul Constanța, dar nu numai, vine inclusiv, mă rog, o asemenea cantitate și pe cale rutieră. E un fenomen cât de mare? Opinia mea este că ceea ce vedeți dumneavoastră nu este nici măcar vârful icebergului. Sunt absolut convins că în țară intră multe mii de tone de deșeuri zilnic. Este un fenomen emergent care se amplifică în proporție geometrică și care în câțiva ani va duce la transformarea României într-o uriașă pubelă de gunoi. E o chestiune complicată dacă din punct de vedere al anchetatorului legislative și organizatorice. E greu de destructurat o astfel de afacere de la un capăt la celălalt? Adică de ce nu se mișcă lucrurile și în acest sens? Lucrurile se mișcă în măsura în care avem instrumente legale pentru a le mișca. Sunt probleme legislative care ar trebui reparate cât de curând posibil și organizatorice pentru ca instrumentele noastre să fie efective și nu superficiale sau oricum foarte greu de folosit așa cum sunt în prezent. Exemple pot să vă dau atât procedurale cât și organizatorice. Pe mine mă îngrijorează ca procuror nu un dosar sau o situație, pentru că această chestiune se soluționează într-un fel sau altul. Noi ne facem datoria fără rezerve și fără niciun fel de impediment. Pe mine mă îngrijorează foarte tare fenomenul, că vorbesc atât în calitate de procuror, cât și în primul rând de cetățean român. Sunt probleme care țin de factorul de decidență legislativă. În măsura în care timpul ne permite, vă pot da și exemple. Dați-mi niște exemple, sigur că da, vă rog. Măsuri organizatorice. Spre exemplu, în condițiile în care în țară vin 100 de containere cu deșeuri, într-o interpretare extrem de restrictivă a dispozițiilor legale, ar trebui să descărcăm cele 100 de containere sau vaporul plin cu deșeuri, să-l mărunțim, să-l omogenizăm și să vedem apoi conținutul dacă respectă anumite procente. Ceea ce este o situație mai mult decât imposibilă, că nu ai cum să faci o asemenea operațiune, nu ai fonduri, nu ai oameni și nu ai tehnologie. Lucrurile se pot rezolva extrem de limpede prin implementarea în normele de recoltare a probelor a noțiunii de probe reprezentative. Cu alte cuvinte, dacă din 3-5 containere iau probe și acestea nu sunt conforme, sarcina probei că restul este conform cu legislația ar trebui să aparțină operatorului economic. V-am dat un exemplu care poate este un pic prea tehnic, dar este extrem de util. Sau, înainte ca procuror, prin codul de procedură penală, puteam lua măsuri reparatorii. Era acel articol 170 cod procedură penală, puteam repune lucrurile în situația anterioară. Acum nu prea mai se poate. Avem o dispoziție legală care este totalmente inaplicabilă și imposibilă. Sau un alt exemplu, și cu asta încetez, este cel generat de nerespectarea de către România a recomandărilor Consiliului Europei din 2018, sunt normative publicate deja în jurnalele oficiale ale Uniunii Europene vis-a-vis de logistica, organizarea și competența lucrătorilor din cadrul gărzii de mediu.
fără mai spune, vedeți, exemplele sunt multe. Agenția de mediu nu are laborator acreditat și ne chinuim cu expertize și analize de laborator pe la firme private. Acum Dumnezeu știe cui aparțin aceste firme private. Eu nu mă mir de ce analizele de aer din zona fabricilor de ciment ies bine, deși văd că totul este pârjolit în jur, pentru că trebuie să apelăm pe la diferite firme private care au o anumită conducere sau anumit acționariat. Cel mai bine ar fi ca agenția de mediu sau garda de mediu să aibă laboratoare sau scanere în vamă. Care e traseul, în momentul în care o astfel de cantitate de deșeuri ajunge în România? Și sigur, dumneavoastră reușiți să descoperiți o parte sau reușiți să găsiți, nu știu, din aceste containere o mică parte. Care e traseul lor? Ele cum ajung, unde ajung și de ce pe acest traseu, să zicem, până la destinație, din nou Sunt trei căi de intrare în țară a deșeurilor. Unul este prin port, unde ai o formă de control, să spunem, relativ, dacă colaborezi cu vama sau garda de coastă, are anumiți algoritmi în care analizează riscul de a intra deșeuri în țară. Dar este foarte puțin, pentru că informațiile sunt minuscule, accesul la e mai mult decât redus. O altă cale este rutieră. Gândiți-vă că sunt 54 de puncte de frontieră și am propus de nenumărate, reduceți aceste puncte de frontieră prin care pot intra deșeurile în țară. Nu s-a întâmplat nimic. O altă cale este și calea aeriană. Mai sunt câteva puncte de intrare aeriene. Am avut situații de export-import de deșeuri, inclusiv cu avionul. De pildă, tone de cartele telefonice, care Dumnezeu știe ce se întâmplă cu ele. Sunt chestiuni care sunt extrem de periculoase și, în calitate de cetățean român, în primul rând, trag un semnal de alarmă, pentru că este foarte, foarte mare riscul de a deveni o pubelă de gunoi europeană. De ce nu vă aude nimeni? Eu am o părere, dar nu sunt de acord cu ea. Nu sunt factor de decidență legislativă, eu respect și aplic legea. Mi-aș dori ca cei care o creează să fie mai implicați. Domnul procuror, în ceea ce privește, sigur, odată ajunse aceste gunoaie, mărfuri, e interesant ce spuneți, pentru că puneați mai devreme inclusiv de această posibilitate de a ajunge cu avionul. Deci, clar, niște costuri pe care cineva e gata să le plătească în momentul în care trimite aceste deșeuri în România. Deci e sunt mult mai avantajos și în aceste condiții să sunt vină în România. Sunt foarte mulți bani. Bineînțeles, sunt foarte mulți bani în transferurile ilegale de deșeuri. Ca membru al rețelei europene a procurorilor de mediu, am lucrat inclusiv ca expert la Consiliul Europei în această materie, a combaterii traficului ilicit de deșeuri. Este un fenomen de care toată Europa este îngrijorată. Singura chestiune care pe mine mă îngrijorează suplimentar este că s-au găsit după 2016 găurile legislative și organizatorice care generează posibilitatea pentru agenții economici să trimită deșeurile către noi. Noi nu mai avem deșeuri, trebuie să le importăm. Dacă sunt deșeuri prelucrate și reciclate, totul este foarte bine și frumos. Nu văd de ce noi nu putem să ne reciclăm deșeurile noastre care zac pe câmpuri și prin facilități economice și trebuie să importăm zeci de mii de tone de deșeuri din toată Europa. Mai nou, acum avem deșeuri și din țări africane. Mai așteptăm puțin din Antarctica și din Asia ca să fie totul complet. Aici s-a mai ridicat o problemă aceea a experților. În rândul corpului profesional, a procurorilor, de exemplu, sunt oameni pregătiți pe aceste probleme de mediu? Suficient de pregătiți pe aceste probleme de mediu? În ultimul timp au fost luate măsuri organizatorice, au fost creată o structură de procurori care au fost seminarizați și instruiți pe linia infracțiunilor de mediu. Sunt activități aflate în curs care pe mine personal mă bucură, pentru că nu mai simt că sunt singur și văd că din spate încep să apară și alții care fac parte dintr-o rețea similară rețelei europene, în oglindă organizată în România, e o rețea de procurori care sper să înceapă să miște cât mai rapid. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Teodor Niță, nu este chiar fără de speranță. Vă mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Teodor Niță este unul dintre procurorii experți în infracțiuni ce țin de mediu, cel care chiar zilele trecute a preluat ancheta unui nou astfel de caz. Ați văzut imagine din Portul Constanța.